Multe așteptatele concursuri din cadrul Complexului Energetic Oltenia au fost anulate până săptămâna viitoare. Motivul? Proasta organizare. Astăzi ar fi trebuit să aibă loc mai multe concursuri pe post la Jilț, Motru și Rovinari. S-a amânat din ce am înțeles eu, din nerespectarea de procedură, chipurile. E un regulament și în acel regulament au fost niște clauze care nu s-au respectat, în sensul că s-a înlocuit președintele de comisie, am înțeles, și comisia nu s-a întâlnit cu 24 de ore înainte de examinare pentru a face subiectele acelea. Angajații Complexului Energetic Oltenia și-au luat liber astăzi pentru a participa la acest concurs, însă degeaba. Săptămâna viitoare trebuie să se învoiască din nou pentru a participa la concurs. Vor întâlni săptămâna viitoare. Probabil pentru colegi care deja mulți dintre ei și-au luat concediu, a doua zi de concediu care o pierd și nu e de aici de acolo astăzi ca oamenii concediu pe așa ceva. Cel care a cerut amânarea a fost liderul de sindicat Gabriel Căldărușe.